În următoarele minute, colega mea Dana Luțu vă prezintă o ediție de colecție Casă de Vedetă. Mergem la Helmut Ducadam pentru a-i descoperi familia și locul unde se simte cel mai bine, acasă la Domnești. Dragii mei, astăzi vom avea parte de o ediție de colecție. Îl vom vizita pe eroul de la Sevilla, Helmut Ducadam, cel care nu ne va arăta că încă poate apăra patru penaltiuri ca în 1986, ci ne va prezenta frumoasa lui familie și locul unde se simte cel mai bine, acasă la Domnești. Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Sărămâna, bine ați venit! Bine v-am găsit, le promiteam telespectatorilor o ediție de colecție pentru că noi ne-am dorit foarte mult să venim la dumneavoastră în vizită și să vă cunoaștem locul unde vă relaxați. Unde? Ce înseamnă acasă? Exact. Poftiți în casă. De cum am intrat în casă, am găsit colțul unde și-au găsit, cred că, cele mai multe amintiri legate de sportul preferat, fotbalul. Eu aș începe cu așa. Ultima care am primit-o. Cea de cetățean de onoare al municipiului București. Felicitări! Am un certificat de înregistrare a mărcii Helmut Ducadam 86. Sunt ambasador onorific a Principatului Monaco în România. Apropo de Sevilla 1986, mai sunt românii care vă strigă eroul de la Sevilla? Sau cer autografe sau caută să memorați acele clipe? Siguranță, dar nu eroul de la Sevilla, că nu-mi place. Hai, Ducadam! Apără Ducadam! Am câștigat cupa! Multă lume dorește să facă poze cu mine și ceea ce mă bucură, pentru că uite, după 33 de ani, lumea își aduce aminte și de mine și de acea performanță a stelei. Și unde se simțea cel mai bine Helmut Ducadam? În poartă sau, nu știu, probabil în teren să-și ajute echipa? În poartă, că mi-am ales postul ăsta de portar pentru că eram puțin mai puturos. Iar acesta am primit-o împreună cu Kubala, Eusebio și Deschon la un eveniment care a avut loc la Monte Carlo în 2005. Mai văd aici un tablou cu alte valori ale fotbalului. Da, acest tablou l-am primit de la primăria orașului Sevilla în momentul în care s-a jucat acolo finala de Cupa Cupelor. Mă bucur acea pictură, aș putea să-i spun, că sunt alături de Platini, care se știe ce mare fotbalist a fost, inclusiv președintele UEFA. Și aici? Această statuetă am primit-o anul trecut. E foarte specială și a făcut-o un băiat din Târgoviște, un domn Dumitrache, și chiar este după cea de-a patra lovitură de la Sevilla, când iau mingea în brațe și alerg cu ea. E un obiect de valoare care poate nu pare. Este acea păpușă care am primit-o, că mi-am dorit când eram mic, mă jucam cu păpușile și am primit-o de la bunica mea în 1966. Și dacă toți suntem în living, în zona de relaxare a familiei, bună ziua și bine v-am găsit. Exact. Eu mă gândeam că pare bine că dacă toți suntem în living și vedem un televizor atât de mare, mă gândeam că vizionați un meci de fotbal, dacă tot am vorbit de fotbal. Sau ce se vizionează cel mai des în casă? Cred că cel mai mult se vizionează sport, deoarece aici este locul lui Helmut. Am tras un pic cu ochiul când am venit și am văzut un colț special unde ai anumite lucruri pe care vreau să le vadă și telespectatorii. Mergem împreună să ne explici? Da. Haide! Care e povestea lor? Da, facem în fiecare anotimp ceva. Doar că acum cele de iarnă erau sus și tati le-a dus jos și săracul și-a pierdut picioarele și l-a găsit acolo. Are gândit aceste opere, tati?
A rămas Moș Crăciun fără picioare, dar nu-i nimica. Și ăsta a rămas fără picioare și ăla. Când le faci? La ce ore le faci astea? Sau când le faceți? Le facem la orele de AVAP. Doar că... Dar vrei neapărat să zic aia? Să te pui în loc cu învățătoare. Că nu vrea, nu vrea, pentru că la AVAP spun eu atunci. La, nu mai prea fac AVAP și fac matematică. Jos sunt albumele unde avem vreo 3.000 de poze. 6.000 de poze. Cât de des merge Helmut Ducadam în bucătărie? Sau din locul numai al doamnei? După fizic, foarte des. Gătește? Frigiderul. Dar pune un gărduleț ceva să nu mai intru acolo. Nu, nu. Măcar 2 săptămâni. Să aflăm mâncarea preferată a lui Helmut Ducadam. Eu aș completa întrebarea anterioară. Intră des în bucătărie, nu doar ca să mănânce, ci el face și treabă. Spală vasele. Iată. Deci aici mai avem o cameră cu mici. Roș-albastru. Da. Roș-albastru. Această poză, asta este imediat după Sevilla, cu acea mare echipă a Stelei, care a câștigat Cupa Campionilor. Mai de valoare este această minge, unde în, la 10 ani de la Sevilla ne-am întâlnit cu toții la domnul Țânțăreanu, dar acolo chiar am fost cu toții, inclusiv ministrul Olteanu, Ion Coman, Valentin Ceaușescu. Deci acolo am fost singura dată când chiar am fost toți din nou împreună. De la Naționala României din 2015, iar cu Steaua, Naționala României din 84. Cât de importante sunt în sufletul lui Helmut Ducadam culorile roșu-albastru? Sigur că aș putea să spun că îmi plac poate la fel de mult și roșu-alb. Roșu-alb. Care sunt, de fapt, culorile UTI Arad, de unde am început eu fotbal, de performat. Deci, sigur, echipa de suflet, unde am obținut cele mai mari performanțe, oamenii Steaua București, clar. Cu aceste culori, probabil că voi muri. Există un regret atunci când vine vorba de cariera fotbalistică? Nu, singurul regret că a trebuit să abandonez fotbalul la 27 de ani. Mai aveam încă ani buni în față, dar astea sunt surprizele vieții. Am avut acel cheac de sânge pe artera subclaviculară și din acel moment n-am mai putut să fac sport de performanță. Să mergem să mai povestim cu familia, pentru că mai avem Sigur. Lucruri pe care vrem să le aflăm de la dumneavoastră. Sigur. Noi suntem o familie care ne place împreună și ne place la noi în casă. Noi, de fapt, avem un tabiet în fiecare dimineață, ne trezim la ora 6 și servim aici cafeaua. Și așteptăm să se trezească și cea mică la 7:20 și după aia ele două pleacă la școală. Îți place fotbalul? Da. Da. Ea face alt sport. Ia zi, ia ce... ce... Eu fac scrimă. Și îți place? Da, îmi place foarte, foarte mult. Spune tu, părința, cea mare a ta, care nu s-a împlinit, care mi-ai spus-o mie. De fiecare dată, în fiecare an de ziua mea, îmi doream același lucru. Să nu mai doar pe tati piciorul, că știu că are niște problemuțe și o proteză acolo, care... Și aia își dorește în fiecare an și nu îi se împlinește. Când suflă lumânare în tort. Ea își dorește să nu mai doară picioarele. Am văzut ceea ce o denumiți scara președinților, nu? Da. Hai să vadă și telespectatorii despre ce este vorba. Așa, poftiți. Și am avut privilegiul și șansa de a întâlni pe președintele Nicolae Ceaușescu, pe președintele Iliescu. Așa. Am fost invitat de președintele Emil Constantinescu la primul joc al echipei naționale în Franța, la Lyon. Eram invitatul dânsului personal și am avut o întâlnire superbă cu domnul președinte Băsescu, lângă Baia Mare, și tot de la un prieten am primit această sculptură pe care o păstrez aici și
Are cele 10 porunci. 10 porunci. Cum vi s-a părut experiența Casa de Vedetă la dumneavoastră acasă? Sigur este. Orice se întâmplă la mine în casă e frumos. Deci cred că și această emisiune va plăcea la cei care o să urmăresc. Vă mulțumesc încă o dată să aveți parte numai de clipe frumoase în familie, pentru că am descoperit că totul faceți în familie. Iar pe voi, dragii mei, vă aștept și duminică într-o altă casă de vedetă.